Sunt Bogdan, am 37 de ani și sunt din Lugoș. Sunt Ovidiu, am 41 de ani și sunt din Lugoș. Noi am fost vecini din copilărie. În timp am devenit foarte buni prieteni și de ceva timp partener de afaceri. Sunt inginer IT și am lucrat peste 10 ani în companii din domeniul automotivelor. Eu sunt taxat pe tehnic, tocmai de aceea am preferat ca de partea de afacere să se ocupe Bogdan. Cred că vom lua investiția și cel puțin un leu ni se va alătura. Chiar aș fi dispus să fac un pronostic. Prin porțile Imperiului au trecut animale fel de fel, roboți, mașini și motociclete. E timpul să intre acum cel mai promițător vehicul al viitorului, drona. Eu sunt Berry și am venit aici împreună cu Ovidiu și Bogdan pentru a vă oferi 20% din Stool Technologies pentru 400.000 de euro. Îi voi lăsa pe ei să vă prezinte detaliile. Bună, Leilor! Bună seara, Leilor! Bună seara! Noi suntem Bogdan și Ovidiu și am venit să vă prezentăm Stool Technologies. Stool Technologies s-a născut în 2015 ca dezvoltator de software industrial, pentru ca mai apoi, în 2016, să începem partea de consultanță IT. Pe partea de consultanță IT, cel mai mare client al nostru este Comisia Europeană. Din 2018 am început și partea de cercetare și de dezvoltare drone. Exact motivul pentru care am venit aici, să vă prezentăm Hephaestus. Hephaestus este un hexacopter modular cu motoare pe combustie. Puteți vedea chiar acolo unul dintre cele 6 motoare pe care Hephaestus le va avea, ca să vă dea o idee de cât de mare și de solidă este drona. În agricultură, partea despre care pe care ne focusăm aici, Hephaestus este practic cel mai bun compromis între aviația utilitară și metodele clasice de stropire recolte. Aș vrea să notați că, fiind modular, poate fi folosit pentru stingere incendii, pentru supraveghere și protecția pădurilor, pentru dezinsecții. Vă invităm să acceptați 20% din Stool Technologies în schimbul a 400.000 de euro, bani care ne-ar ajuta să aducem de la un concept la produs final pe Hephaestus. Da. Ovidiu, ți-e fric sau...? Nu am niște emoții de vine să intru în pământ și să mai ies mâine. Acest elicopter cu două rotoare este foarte eficient în clasa lui și poate fi scalat să ajungă la aceleași performanțe ale lui Hephaestus, să ridice 80 de kg sarcină utilă. Nu mai este așa ceva pe piață. Nu e așa ceva pe piață pe motor de combustie internă. Dar pe baterie? În cazul bateriilor, timpii de zbor sunt foarte scurți. Aici ai dreptate. Da, da, da. Care timpul vostru de zbor? Cu încărcătura maximă pe care poate să o ducă, va fi undeva la o oră de zbor. Da, ei au 20 de minute. Da. Și ce preț are o dronă la voi, medie? Noi am prezentat-o la 95.000 de euro. De ce a renunțat cineva la o metodă de erbicidat clară pe care a folosit-o de ani de zile? La fiecare trecere a unei mașini clasice, este călcată o parte din recoltă. Toată lumea știe și este o pierdere asumată. Produsul nostru nu are aceste urme. Deci, la un preț de 95.000, sunt șanse ca în 2 ani investiția să fie recuperată doar din plusul de recoltă. Noi nu putem face delivery cu asta? Ba da, asta mă gândeam. Taxi și delivery. Mi se pare cea mai interesantă. Ba da, poți. Cereți pentru 20% 400.000 de euro, asta înseamnă o evaluare de 2 milioane de euro pentru un proiect fără cifră de afaceri, deci e un proiect. Un startup. Care sunt costurile și respectiv profitul tău? Ne costă undeva la 36.000 de euro. Cu totul? Da. E mai greu de făcut helicopterul tău cu 6 așa? Sau mai greu de făcut bani? Cuiva? Sunt interdependente, dar evident îl avem și arată foarte frumos în sufragerie. Deci e foarte importantă partea de vânzare. Exact. Cât valorează el dacă stă în sufragerie? 5 euro, cât e un preț papirul? Nu, minus 36.000. În mod clar, nu cred că poți să faci drone din papuci sau din humus, deci n-are rost să lungim povestea iurea.
Papuci, da. Da, asta a fost deep, Cristina. N-a suportat așa ceva. Mamă, dacă atâta, nu știu dacă știți, dar chiar sunt pasionat de concursuri cu drone. Și mai mult decât atâta, am un startup în drone, în care încerc să fac o dronă de pasageri. Și conceptul meu este un hibrid între un girocopter, dacă știți, care se transformă în elicopter pentru decolare și devine avion în mers. Deci e o chestie destul de complexă, unde am o echipă și lucrăm la acest concept. Mă interesează cu ce sunteți voi diferiți. Ca să investesc în voi, trebuie să-mi dovediți că sunteți la fel de bun sau mai bun ca mine. Altfel fac singur. Un lucru care ne-a convins să mergem în direcția aceasta este pasul variabil, care este pe fiecare Pe fiecare elice. Fiind o dronă foarte grea, în mod normal, o dronă compensează din turația elicii. Un motor pe benzină nu poate să schimbe atât de repede turația ca să compenseze și atunci probabil că ar lansa un pic și ar cădea. Sistemul nostru, prin întoarcerea elicilor, compensează instant pentru orice astfel de tulburare care ar apărea. Motorul ăsta îl mai are cineva? Sau îl mai poate lua cineva în forma asta cu pasul variabil, cu tot? Nu. Pasul variabil este al nostru, făcut de noi de la cap la coadă, doar motorul îl poate cumpăra. Pasul ăsta variabil e patentabil? Am contactat o firmă pentru a pasului variabil. Aici aveți o bilă albă de la mine. Faci o ofertă, Bogdan? Mă mai gândesc un pic. Îmi place să vă ascult, băieți. Sunt departe de area mea de expertiză. Bogdane, dacă tu ești dispus să te comiți aici pentru ceva, având în vedere că nu m-ai băgat nici la papuci, nici la, cum îi spune, nici la altceva, da? La humus. La... Da? Adică ești privilegiat. Când te-ai legat de lemne cu totul, atunci aș fi dispus să intervin. Deci, băieți, intrarea mea depinde de expertiza altcuiva, da? Atunci, hai, Bogdane, bagă-te și îți vedem. Hai. Păi, dar tu ce faci? Te bați sau nu te bați? Eu nu, păi tu ești bă, dar că tu ai întrebat de... Spune-ți părerea. De ce motorul și de ce nu... În primul rând, eu ca și Cristina, eu nu știu unde e motorul. Deci, hai, omul să nu merge cu tehnologia. Eu zbor în fiecare zi cu elicopterul și știu cum ești, deci... Ce elicopter ai? Să nu știi Homus SRL. Cristina, iei o decizie și tu? Până se hotărăște Mohamed? Dacă Bogdan se bagă să investească, m-aș băga și eu la o dronă, două, trei, să facem cât mai repede, cât mai multe drone să le putem vinde. Și dacă ei sunt de acord, și eu aș putea să vin alături de ei. Mulțumim. Deja se vede foarte clar 2 lei depinde de 1. Un puștan de leu, dar asta e, știi că... Nu știu, eu... Dar vă spun că foarte rapid, în fiecare zi, apare câte ceva nou. Cred că acolo e problema numărul 1. Deja în Dubai se fac delivery cu drone. Este acea problemă în care concurența, de unde vine și cum puteți voi face față. Nu știm nici eu subiectul foarte bine, mai bine să nu mă încurc. Mă opresc aici și vă spun mult succes. Eu mă retrag. Mulțumim! Sunt mândru că v-ați gândit pentru în România să facem noi o dronă de asta made in România. Dar meciul mare mi se pare să vindeți acest obiect, nu să-l faceți. Absolut. Chiar dacă este super efort. Și eu am mari reticențe în ceea ce privește vândutul și convinsul oamenilor să treacă la un alt nivel. Drept urmare, am să mă retrag. Îi las pe Bogdan și ceilalți 2 lei care depind de el să ia o decizie. Este o sumă mare pe care o cereți, cu niciun fel de venit, fără un prototip și doar cu o poveste frumoasă. Și aveți un potențial, dar nici nu vreau să ardeți 400.000 din banii noștri degeaba. Decizia mea este să vă fac o ofertă
Bun. Deci, oferta mea este până în 2024 51%, după care aveți șansa să luați înapoi 11% pentru 400.000. Și pentru că niște lei și-au arătat interesul, am să-i propun lui Dan să intre cu jumate din investiția în condițiile astea. Așa că, Dane, dacă vrei... Succes! Nu. Eu aș vrea-o și pe Cristina cu noi, cu tot. Dacă nu o vrei tu pe Cristina? Da, aș vrea ca să împart cu jumate cu Cristina. Nu, no, așa faceți voi doi jumate, da. Că-i partea ești ta. Dacă o să faci cu mine jumate din partea aia, Cristina? Ok. Mulțumim foarte mult pentru ofertă. Este o ofertă foarte bună. Și oricât aș încerca să dau eu impresia că vă voi spune nu, Dumnezeule, da, mulțumim. Felicitări! Bravo! Mulțumim! Mulțumim! Certificarea că ei o pot face vine de la investiția pe care Bogdan a fost de acord să o fac. Singur n-aș fi încercat pentru că n-aș fi avut nicio pârghie de control. De obicei se aruncă în sus chestia. Eu nu pot să fac nimic, sunt cu mâinile legate oarecum. Eu singur fel știu să mă bucur. Bogdan, așa este el, este arogant. Cred că și noi cumva i-am permis să aibă acest rol de leu tânăr și leu curajos. Na, își permite foarte multe, dar însă e reciprocă iubirea dintre noi. Ne mai întâlnim cu siguranță, urmează. Aș vrea să arăt predicția mea. Vom primi investiția de la Bogdan Micu și chiar vom primi mai mult decât am cerut. Am primit 3 lei în loc de 1.